Polițiștii au luat cu asalt cabinete medicale, farmacii și chiar spitale în căutarea doctorilor și farmaciștilor implicați în rețea. 29 de percheziții au fost în 5 județe din nord-vestul țării, precum și în capitală. Au început perchezițiile, nu cunosc motivul, nu știu despre ce este vorba. S-au ridicat acte, documente. Am înțeles că este în curs o anchetă. Medicamentele erau cumpărate din străinătate și introduse cu acte fictive în firme fantomă. Erau apoi vândute pe hârtie și decontate de casa de asigurări în baza unor rețete false. După ce banii intrau în conturi, medicamentele erau preluate de farmaciști și decontate din nou prin aceeași metodă. Rețeaua acționa într-o zonă în care sunt foarte mulți bolnavi de cancer. Am avut asemenea semnalări din zonă, dar noi am pus-o pe seama lipsurilor medicamentelor din țară. Nu ne-am gândit la asemenea practici. Este condamnabil la asemenea atitudine. Disperarea pacienților este exploatată în mod rușinos de cei care ar trebui să ne dea o șansă la viață. 14 medici și administratori de farmacie au fost duși la audieri. Ei sunt acuzați de înșelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală și spălare de bani.